cineva a împrejmuit aici și a amenajat grădină. Nu știu, toate gunoaiele le-a adus aici. În cariera din Răcădău. Aici, la Vila Albă, au intrat în spatele ei cu buldozerul, au tăiat în stâncă, în piatră seacă, au făcut o platformă până au dat pământ în carieră. Și cred că o să închidă, că nu se va mai putea trece pe acolo. Deci poteca e chiar pe marginea carierei. Ceilalți, la vila cealaltă, a îngrădit, a mutat gardul mai sus și încă cealaltă casă din spate, care nu se vede, și-a făcut o grădină așa mai la deal. Am prejmuit cu gard. Prejmuiți tot timpul. Lărgiți grădina. Intrați pe domeniul public. Faceți garduri. Bravo! Cariera de calcar din Răcădău, de la fosta fabrică de ciment Temelia. Pe sus e potecă care vine de pe dealul Melcilor, urmează creasta până sus, la bazinul de apă, și coboară pe partea asta, pe la vilele astea noi apărute. Aici au și grătar. Da? Și cam așa se vede fundul carierei. Aici au pitat pietrele. Ce și-au făcut grătar. Cei de la bloc. Da? Pai. Ies aici la un picnic la grătar. Ia să văd pe unde cobor eu. Deci, odată am coborât pe aici. Am urcat, nu am coborât acum. Cred că e. Uite, e o potecuță pe aici. Sper că se poate coborâ. Eu știu că am urcat. Da. Da, e potecuță pe aici. Ia să vedem. Urmăm potecuța. Dacă tot am intrat aici, ușurel, cu grijă. Cam sus. Oare chiar se poate coborâ? Cred că da. O să depărtăm un pic imaginea. Este și un motan aici. O pisicuță. Da. Ce faci, motanelu? Motăneilule, pe aici e mai ușor de urcat decât de coborât. Asta-i. Am speriat și motanul. Te-am speriat? Motăneil. Pe chiar urât e pe aici de coborât. Motănică! Ia, arată-mi potecuța. Pot coborâ sau nu pot? Mai și filmez. Wow, ce pant aici. Nici n-ai de ce să te ții. Acolo e un măceș. Trebuie să închid filmarea să pot coborâ. De aici am coborât, adineori.
Aici a făcut fiecare garaj. Aici e un loc liber.